Salutare tuturor și bine v-am regăsit la ICDLCC, și este din nou alături de noi um, profesorul nostru și mentorul meu, nu. domn' profesor Burțun. Bine ați revenit! Mulțumesc! Suntem recunoscători că a, ați revenit după o perioadă în care și interviul a luat o pauză. Oricum, trebuie să în vacanță de vară. Uh, da, dar aș vrea să vă spun de ce. Uh, da, nu e obligatoriu. Pauza asta e bine să se știe. Uh, în iulie eu l-am pierdut pe fratele meu, German, arhitectul Marcel Borțun. Vă dați seama ce înseamnă pentru oricine un frate, dar pe un frate geamăn, care este un alt ego și care simți că te completează tot timpul, am trecut prin niște momente foarte grele și, și eu și familia mea și nu aveam stare de spirit ca să mai continui. Ați văzut că. Poate ați observat că nici la televizor n-a mai apărut nici. De. Mi-a mi -a spus, mi spus atunci și uh, mi s-a făcut pielea de găină pentru că știu că dat o relație foarte apropiată Condolențele noastre. Un om minunat, un profil moral uh, deosebit și a lăsat moștenire, o astfel de uh, atmosferă morală în cele două case ale fiilor lui, Marc Borțun și Andrei Borțun, amândoi lucrează în industria de comunicare, uh, există această atmosferă morală. De oameni care au principii, au valori și care le respectă în modul în care trăiesc, în ceea ce fac. Nu cred că e o întâmplare că și dumneavoastră și fratele dumneavoastră aveți o astfel de fundație. Da, probabil. Nu e o întâmplare. Mama noastră a fost învățătoare. La rândul ei, fică de învățător. Era foarte normativistă. Și noi o respectam, o admiram, am început să o iubim mai târziu. Mm -hmm. Când am început să o cunoaștem, știți când? Când ne-a povestit toată din tinerețea ei și am înțeles că a avut și ea 16-17 ani, că era frumoasă, că se îndrăgăseau băieții de ea, atunci am descoperit-o și noi eram pe la 16 ani. Aha. Să simsese lumina într-o seară la Alexandria, nu mai aveam radio, nu mai aveam lumină pentru lecții, și am zis, povestește-ne din copilărie. A prins o lampă cu gaz și a început să ne povestească. Și când am aflat că ea era regina balului și că la ea în sat și că venea în vacanțe de la școala normală și făcea spectacole și recita regina ostrogoților și toată sala plângea și pe mergea la val într-o rochie frumoasă, albastră și cum a venit tot plus, un pluton de aviator de la aerodromul Alexandria și au votat-o toți regina balului, că să vota pe niște cărți poștale. Și ne-am dat seama temă că a fost ca noi. A fost și o fetiță, o fată, o domnișoară. O... În momentul ăla am, început, am descoperit o ca om și am început să o iubim. Până atunci ne era teamă să nu o dezamăgim, să nu... E, dar stilul ăsta de a la face lucrurile așa cum trebuie și să da trăi cum se cuvine, îl avem de la ea. Și eu și fratele meu și sora noastră, cu doi ani mai mic. Și am transmis asta și copiilor noștri, într adevăr. Pentru asta îi sunt, îi sunt datori. Credeți că suntem uh, copiii părinților noștri? În mare parte da. De fapt suntem o rezultantă între părinții noștri și epoca noastră. Adică aici devenim un pic mai metodici, încerc să vă aduc așa un pic. Nature plus nurture. Suntem da. cum ne naștem, dar și cum ne schimbă lumea da. și mediul. Lumea ne formează, există ceea ce se numește zeitgeist în germană, spiritul timpului, și părinții noștri au prins un spirit al timpului, da. noi prindem altul. Ideea este că noi plecăm cu un bagaj cultural din familie, Chiar așa numește George Bourdieu, un mare sociolog francez, chiar asta spune, capitalul cultural cu care plecăm din familie. E fundamental. Dar el ne ajută să prelucrăm, să înțelegem și să ne însușim spiritul epocii noastre, nu al părinților. Da. Nu a epocii părinților noștri. Iată de ce noi suntem, e bună întrebarea noastră, pentru că ne ajută să lămurim niște lucruri împreună cu uh, spectatorii noștri. Suntem o, un produs vectorial, cum sunt profesorii de fizică, între vectorul uh, capital cultural familie și vectorul epocă, epoca în care ne formăm. Ne-ați mai spus dumneavoastră că mai avem și această falie între generații, această prăpastie. Cred că ne a spus eu, sunt, e deja mai mult de un an de atunci, da. că avem o prăpastie între aceste generații care vorbesc tot mai puțin și... Da, pentru că e mai mult decât de obicei. De da. obicei se întâmplă ce spunem că să schimbă, Însă, acum cu trecerea de la industria, la informațional, e o, e o Nu e o la același nivel, e pe paliere diferite. E pe paliere diferite. Și cu toate astea, trebuie să vă recunosc că, nu ați avut noroc, poate la 16 ani, mm -hmm. să... Mie mi a luat mai mult. Să vă cunoașteți cu adevărat părinții. Și să mă văd da? în ei. Cred să, că da. e foarte greu să te vezi în părinții tăi, pentru că cu toții vrem să ne zburătăcim, să ne înțercăm. O, da! Și nu e rău, pentru că asta este genul ăsta de infidelitate. Să știți dacă, uita, eu le recomand celor care ne urmăresc să facă rost de cartea Lisis, dialog al lui Platon, Lisis sau dialog despre prietenie. Acolo este o prefață, studii introductiv al lui Constantin Noica. Uh -huh. Și Noica spune un lucru foarte interesant. Prietenia este bună, dar nu până la te confunda cu celălalt, până la ajunge prizonierul lui. Iar ideile tale să copieze ideile lui. Și sentimentele tale să fie copia sentimentelor lui. Trebuie să te desprinzi la un moment dat. Uh -huh. Și atunci el face o, o chestie foarte interesantă. Zice, uite, îi spune infidelitate. Eu i-aș spune desprindere, uh -huh. decolare. Zice, infidelitatea față de propria familie. Nu poți să treci toată viața în ideologia părinților tăi. În viziunea lor despre lume. Pe urmă, uh, uh, infidelitatea față de propria ta școală. Ideal este să-ți depășești profesorii. Și profesorul, cu adevărat, bun este cel pe care îl depășesc elevii lui. Da. Pe urmă, infidelitatea față de clasa ta socială. Pentru că trebuie să te legi deasupra claselor ca să înțelegi lumea. Și, să zice el, la un moment dat, de multe ori zice chiar infidelitatea față de, de națiunea ta, dacă națiunea ta gândește. Uh, Strâm sau gândește retrograd, trebuie să devii cetățean al lumii ca să înțelegi lumea cu adevărat. E cam ce a zis Petre Dumitriu când a plecat din țară. Știți că el a plecat din țară spunând că nu mai poate să scrie în, în limba română pentru că nu-l mai ajută să-și exprime toate nuanțele, ideii și sentimentelor. El scrisese aici, în țară, prins luase premiul uh, uh, literar, e, era chiar membru în Comitul Central al UTC, să pare că zoice, Ceaușescu era drăgostită de el, avea tot viitorul unui mic burghez aranjat, unui mic burghez care ar fi vrut să profite de pe urma uh, oportunităților pe care le oferă viața. Nu a de fost de asta. A rămas în străinătate și a dat un prim interviu la Europa Liberă, unde a spus... am prefera să plec fiindcă vreau să spun limba engleză. E mai ofertantă pentru scriitor decât limba română. Au sărit pe el, naționalistea de la săptămâna culturală a capitalei, Eugen Barbu, Corneliu yeah. Vadim Tudor, care era lupt tânăr pe vremea aia, anii 80. <laughs> Dar să știți că trebuie înțeles un creator. Dacă pentru el o limbă este un instrument mai util decât propria lui limbă, trebuie înțeles. Pentru alții nu. Un poet, de pildă, nu se poate exprima mai bine decât în limba lui maternă, nicio altă limbă. De aceea, da. Nikita Stănescu spunea: Patria mea e limba română. Uh -huh. Pentru că limba română îi dă lui toate, toate reperele prin care înțelege lumea. Da. Aia e patria lui. Limba care îi dă, îi setează conceptele, noțiunile. Dar pentru altul nu? Pentru Cioran? Pentru Cioran, la fel. A plecat dincolo și spune lui Gabriel Icianu într-un interviu. Dragă zice, a trece de la limba română la limba franceză, ca și când ai trece de la un test literar la o, la o notă administrativă, la ceva de genul ăsta, îi spune, la un, un, proces verbal. Pentru că limba, limba franceză este foarte rațională. E țara lui Descartes, domnul Bucuț. Evident. După aceea putem să vorbim de Marga versus Heidegger, dacă vreți, că ne ducem da, într-o zonă și da, mai tehnică. Ajungem deci, și acolo. Pot, ajungem și la Andrei Marga. Deci asta vreau să vă spun, că um, infidelitatea poate fi o condiție a progresului. Și termină noi ca, în sfârșit, oam, oamenii au ajuns să fie infideli și față de propria planetă, cu cel spațiu-cosmic. E puțină literatură în ce spune el, nu trebuie de. luat... Aleg vale 100%, dar ideea e importantă. Nu trebuie să rămânem fideli 100% numai de dragul fidelității. Da. Asta e o mare capcană. nu aș așa, totuși, să trag de timp și să lungiți foarte tare introducerea. Mi-ați promis și papara. Da. Dumneavoastră știți foarte bine că ați greșit în vară. Știți foarte bine că n-ați reacționat în timp util, așa cum trebuia, pentru că oamenii ar fi trebuit să înțeleagă imediat că regretați și că ați crezut că e mai bine să, să trece sub tăcere sau să evitați conflictul sau să justificați. De regulă, când greșim, avem tendința să justificăm. Și în familie, și în față de partenerul de viață, și față da. de copiii noștri. Și față de noi înșine. Și față de noi înșine. Să justificăm. Adică să mărim incidența. Eu am citit prin 94, era la începutul epocii postcomuniste, un studiu într-o revistă, dacă știți dumneavoastră, apărea o revistă la Ambasada Statelor Unite, Sinteza. Am auzit de Sinteza, da. dar nu știam. Era, era ambasadei okay. Statelor okay, Unite. Ok, nu știam că o fac ei. Sau Prisma. Cred că, să nu confund cu a Germaniei federale. Deci era o, o Am mai văzut o reclamă Germanie... recent prin Corbean ca a Sinteza, noi gândim România. E, o fi o, fi o, alt... o Nu știu. O, nu știu. Era un studiu foarte interesant făcut în Statele uh -huh. Unite ale Americii pe 4.000 de manageri. Uh -huh. Și încerca să vadă succes. Și încercau să vadă cercetătorii care sunt trăsăturile comune uh -huh. care fac pe acest manager să aibă succes. E una dintre cele trei pe care le găsiseră era asta, atitudinea față de greșeală. Uh -huh. Domnul Băgăniș, nu e sfârșitul lumii dacă greșim. Da. E o ocazie să învățăm. E o ocazie să ne cunoaștem mai bine și poate și pe dumneavoastră să vă ajutați să vă cunoașteți mai bine. Eram furios. Păi, vedeți, eu, eu, uitați cum, să-mi spuneți dacă greșesc. Eu, Eram jenat și furios. Știu, furios pe dumneavoastră. Nu cum doar, m -a spus doar, -a doar, trebuie să recunosc a... că nu doar. La început, la început am fost uh, foarte jenat și furios pe mine. După care am devenit furios împotriva tuturor celor care s-au... Uh, care au profitat de ocazie ca să vă dea una. Să și e foarte ușor să, să te duci în capcana asta în care să-ți justifici suferința prin da. agresivitatea celorlalți. Da, da, dacă ceilalți sunt agresivi, că sunt unii care dau un cel căzut la pământ, le place să dea în el. Și atunci tu da. simți nevoia să te justifici. Și uh, da. într-adevăr, în primele zile am ratat ocazia să mă uit în oglindă, era zgomotul prea mare. Efectiv, cred că am fost catatonic, așa, la un moment dat, stăteam de pământ, mă uitam în tavan și depășisem și jenă, nici nu știu, aici, n-am mai avut starea Eu am avut-o și vă înțeleg foarte bine. Am fost bun de nimic. și mie Acum am ajuns la altă fază, sunt furios pe mine acum, Cam irosit o lună din viață în care puteam să scriu și eu la chestia aia pe care o în de ani de zile. Da. Dar n-a fost în stare de nimic. Păi, vă spun de ce. Și psihologii știu asta. A fost o dezamăgire curând V-ați dezamăgit pe dumneavoastră și de dar nu mai putea să faceți nimic. E o dezamăgire atât de mare încât nu mai puteți să gândiți și să operați asupra dumneavoastră. Rămâneți așa. că... Eu, eu am un, un stil de a glumi care vine din Telorman și ține de umorul telormanean și îl găsiți în moromeți. Când te postezi în pielea unui personaj care nu ești tu. Uh -huh. De pildă faci pe prost. Tu nu ești prost. Dar faci pe prost. Sau uh -huh. faci pe lacomul. Da. Faci pe calicul, pe calculatul, pe zgârcitul. Hai mă, vezi că ai să-mi dai 10 bani de la pâinea aia. Cine nu te cunoaște, îmi bă ce zgârcit este. Ce zgârcit e asta. Cine te cunoaște, zice E pus pe glume astăzi, da. domnul Buhnici. Deci, atențiune, Sunt, Aici greșim când intrăm pe canava asta unui umor care înseamnă să te postezi în pielea unui personaj și, de fapt, nu vorbești tu, vorbește personajul pe care vrei să-l da. caricaturizezi în fața unor oameni care nu te cunosc. Da. Și asta am pățit-o prima dată când m-am dus la rudele mele din Făgăraș. Era umor prost la publicul greșit. Da, umor, da. Nu te duci la oricine. Erau noile mele rude din Călăraș când m-am căsătorit o primă dată și am început să fac pe prostul, pe naivul, pe asta jucam. Într-o seară, chef. Să-și îmbătase puțin și m-au pus la mijloc. Toată seara n-am mai ieșit. Să știți, că, știți cum e. Dacă a pus să fi pus la mijloc, orice îi spune... Da ți să dă replică, erau și foarte inspirați, aveau vorbe la ei și atunci mi-am dat seama, stea, mă, că eu am un umor, am un tip de umor pe care alții nu-l gustă, nu-l țeizează. Eu nu eram naiv, făceam pe naivul, dar ei au profitat de fapt, nu știu dacă au înțeles sau nu, o și crezut că ăsta e naiv, uite ce bărbat și-a găsit soră mea. Bun. Da. În urmă m-au cunoscut ei mai bine. Dacă cam asta s-a întâmplat și cu dumneavoastră. Ați nu n-ați ieșit din e, restaurantul ăla, vă spun eu, și dacă, dacă zice, nu e așa, ați ieșit din restaurantul ăla, vă simțeați bine, era atmosfera de festival, era fain, ați ieșit cu soția, cu copilul și în fața dumneavoastră cine? Nu era copilul Nu acesta. era niciun nu. copil? Bun, era cu soția. Eram în creion. Bun, și auziți? Și vă treziți în față cu antena star, adică cu un post care umblă după <fî>. vedete nu pot să-mi spuneți că nu aveți unde să știți că în subconștientul nostru nu v-a simțit puțin așa. Cocoș? Da. Uite bă, mă agață ăștia să-mi spună. Și acum ajung, nu, nu, dau niciodată, nu interviuri la din astea. Atunci, nu, nu știu ce v-a găsit. A vorbit deci, gura da, fără da, dumneavoastră. Asta s-a făcut. Mă, uit V-ați pus într-un într rol care nu va aparține, fiindcă eu vă cunosc de mult. Nu erați dumneavoastră la care făcea pe și pe uh, care dă note femeilor. Care n ați fost niciodată așa ceva. Cu toate astea, e o parte din mine acolo. Nu pot, nu pot să mă renegat în halul ăsta. O parte din mine a fost acolo, într-adevăr. Când v-ați lăudat soția. Acolo v-am recunoscut. <laughs> da, acolo ați fost un Mă uit înapoi și chiar vorbeam cu Lorena și zic, băi, la un moment dat mă auzeam vorbind. Da. Și mă gândeam, că vo- îmi seama că poate vorbesc cam mult. La un moment dat i-am văzut privirea și se uita așa ciudat la mine, că ea nu mă auzea. Era că legea nu mă auzea. ea da, n da. nu auzit ce ziceam eu acolo. Da, 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 interesant. Că eu cred că dacă ea mă auzea, am zicea, bă, oprește-te. Da, Dar ea nu m-a auzit. Da, da. Că era... Sau vă contrazicea. Da. A spus-o să arate că... Da. Arată, în loc să spuneți ca o minionă sau ca o puștoi, că a spus ca o... Minoră. Minoră. Aici ați greșit. Pentru că minor e un copil, un cuvânt care deschide niște... E un cuvânt cheie. Chiar deschide niște da. uși. Aha, corbători da. de minore. Chestii da. de astea, minor. Ori dacă se ca o puștoaică a zis o Casa Blanca, Iorela se frumoasă, o poveste de dragoste acolo, bărbatul care îi iubește dacă pe Dacă spunea minionă. Îi spunea puștoico. Am mai da? amestecat am, 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 am niște lucruri. Deci, cel mai tare. A, a fost un moment pur de prostie în care am amestecat mai multe chestii care nu aveau legătură. De-aia mi-a cerut scuze față de femei, pentru că pe el a deranja cel mai tare. Acum de la chestia asta, la cei și după, e distanță foarte mare. Dar eu mi-am asumat... Faptul Aia că e altă al, temă. Dar eu am zis o prostie. Da. Am zis o prostie. Ați făcut o prostie. Asta e. O prostie A. în creierii nopții, care în și vremurile care, noastre... Care, uitați, nu vă caracterizează, și eu spun asta în fața unei da, țări acum, întregi, asumându-mi să îmi iau castane, dar eu vă spun, cu sunt, mâna pe inimă. Sunt spun, foarte mulți prieteni de ai noștri. Care... Din câte vă cunosc și știu că nu erați dumneavoastră la. V-ați trezit glumind cum făceam eu pe prostul la făgăraș, nu să făceați pe șmecherul la mare. Și nu era ăsta. Da, da, sunt oameni care mi-au atras atenția că poate ăla sunt adevăratul eu. De unde știu eu? A, că s-ar putea. De, să... de unde știu eu că nu ei dreptate? Păi, haideți să vă spun un lucru. Noi tot timpul luptăm cu omul vechi din noi. Și eu, o, la mine e o luptă zilnică. Și nu înseamnă că noi nu, nu avem rămășițe din omul vechi. Dar asta nu înseamnă că nu avem dreptul să ne schimbăm și să devenim mai buni. Păi... Și să cataloghezi un om, să-l etichetezi odată pentru și să-l pui ca pe un flutur în, în insectar, să-l sintuiești acolo cu acul și să -ți... ăsta este, bucnici, altceva nu poate fi, ăsta e adevărata lui. Mie mi se pare un abuz. Nu, no, ai, o exagerare. Sunt de acord că este o exagerare și de -aia am și am și venit cu clipul la când am zis că până unde, până unde să ne mai oprim, pentru că cred că avem cu toții o problemă de justă măsură. Adică care e amenda pentru depășirea de viteză? Bă, l-am amendat pe la la permisul, trei luni stă pe bar. După aia conduce. Dacă a făcut accident, da, suspend permisul, îi fac dosar penal. Dar dacă n-au omorât pe nimeni, l-am prins ca depășit viteza, l-am a plătit. Eu cred că am plătit mai multe amenzi. Și cred că am stat pe bară, mai mult de. Adică, nu știu, poate că... N -n, nu știu. Simt că e prea mult. Cum, și e ușor să mă pun în postura victimei, pentru că e mai ușor să mă apăr de acolo. Da, și și mai, mai e o chestie. A ajuns să-mi fie jenă de altceva. Și trebuie să le spun asta. Nu vreau să-i înfurii acum pe cei care m-au susținut. Avem venit foarte mulți oameni care să-mi spună Bă, dar de fapt ai spus adevărul. Bă, nu-i adevărat. Adică, dacă tot sunt... Ok, nu-mi place să schizi subiectul. Nu are în loc să deschidem Varianta foarte scurtă este așa. Nu, am zis o prostie, și chiar dacă gândim cu toții chestia asta, nu e normal. Să o spunem. Nu e normal să o spunem. Pentru că, da, într-adevăr, este presiune pe felul în care arată femeia, și chiar dacă eu nu sunt personajul ăla, chiar dacă eu am trat într-un personaj în momentul ăla ca să impresionez, că știam că. nu știu ce știam. Da, că, mul că mulți, acasă... mai ales publicul da. la acelui post de televiziune. Da. Dar indiferent de chestia asta, într-adevăr, în România încă e loc de îmbunătățit. Cu toate astea, cu toate astea, nu e chiar atât de rău la noi. Ascultam de dimineață la radio, chiar la Rock FM, uh, era o doamnă din Iran care povestea uh, 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 lui Răzvan Exarhu cum că e refugiată din Iran în România, că ea crede că în România își poate crește fata sau fetele mai libere, în libertate față de Iran. Și mi-am seama că, într-adevăr, mai avem ceva probleme. Bă, dar e încă bine aici. Da. Aici e încă civilizație. Încă poți să mergi pe stradă și femeile sunt în siguranță, chiar și noaptea în București. Spreosebire de alte capitale. Trebuie să învățăm să ne comparăm cu cine trebuie, nu doar cu cine ne place nouă. Chiar dacă mai sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit și am soție care este minionă, am o, o, o fetiță care este în creștere, Uh, și înțeleg foarte bine cât de important este ca o femeie să se simtă în siguranță. Să aibă siguranță, da, personală. Foarte important. Da, eu eu și... vă mai spun un lucru, domnul Bunici. Am fost uh, 3-4 zile la mare, la eforie, cu, uh, ca să țin un training de comunicare pentru organizație. Așa. Și toată povestea se petrecea în Hotelul Europa. Hotel care are un parc imens. Cu locuri de făcut plajă, cu da. șezlonguri, cu. Se poate ieși printr-o poartă prin care se intră înapoi e, cu card. Uh -huh. Cardul pe care îl primești la recepție. Poarta aia te duce spre plajă, între parcul hotelului, unde te simți ca în uh, Occident uh -huh. sau ca într-un resort, eu știu, uh -huh. din Turcia, din Grecia. În momentul în cu hamac în cu frumos, flori, când ai ieșit de acolo, traversezi o stradă și începi să cobori spre plajă, printr-o zonă de-asta în care miroase a pește prăjit, a hamsi, se aud manele, oamenii se înjură sau vorbesc prostii, uh -huh. e jalnic. dintr-o dată te simți în lumea treia. Uh -huh. După care iar intri în plaja hotelului, unde ai totul organizat, aliniat, șezlonguri, saltele. Treci prin zona aia. Municipalitatea orașului Eforie nu s-a gândit să rezolve problema asta. Eu ce să fac acum? Să nu povestesc mizeria pe care o simți când treci pe acolo, ca să nu jignesc pe cineva, să nu mă amendeze Consiliul de luptă împotriva discriminării? Ce să fac? Pentru că sunt niște adevăruri pe care le vezi cu ochii tăi. E realitate. Corecțiunea politică înseamnă, de fapt, corectitudine socială. Este o formă de politețe. Trebuie să învățăm de la corecțiunea politică, ideea americană, să fim politicoși unii cu alții. Da. Sunt de acord. Dar nu numele ei să falsificăm realitatea. Nu numele politeții să nu mai recunosc că doi și cu doi fac patru. Sunt lucruri, anumite adevăruri care trebuie spuse, pentru că altfel ne necăm în iluzie. Ne mințim pe noi înșine și ne mințim și pe alții. Iată de ce vă spun, că e foarte discutabilă treaba asta. Spunem niște lucruri sau nu le spunem? Ar trebui să le spunem cu tact. Da. Eu cred că... Cu political, political correctness. Da. Eu v-am mai spus lucrul ăsta, doctrina mea e următoarea, instrumentalizarea adevărului în slujba binelui. Deci adevărul în sine nu, nu e bun. Adevărul, okay. dacă îl folosești pentru a face bine, e o valoare. Asta pentru nu e și mie, pentru că indiferent ce a fost în mintea mea, o intenție, cred că în cele din urmă, tot bună, trebuie să fie pe undeva și... Da, de conștientizare, am, am, am de ratat educare. Ocazia. De, da. Am ratat ocazia asta. N-a știut o formulație, a strântit-o. Toți cei care mă cunosc, ma, marea lor majoritate, m-au sunat să mă susțină, să că bă, dar și noi am văzut că nu se poate, că e mai mult, nu se, nu se mai poate, e prea mult. Și zic, bă, ai dreptate și pe mine m-a uimit diferența asta. Ultimii 2-3 ani de pandemie au accentuat o problemă pe care noi credeam că nu o avem aici, credeam că numai în America Că ea sunt obezi. Ca ea sunt obezi. Nu, nu, nu. În momentul ăsta vedem la știri. Cum să zic? Sunt știri de mai multe ori pe săptămână în care doctorii vin și spun avem o problemă, e problemă, avem o mare problemă. Și scoboară vârsta. Să da. duce la vârstă tot mai Dar dacă eu voiam să vorbesc cu adevărat despre chestia asta, dacă făceam mai contact, poate, cum să zic, poate că puteam să ajut în, în vreun fel habar nu. Acum, nu încerc, nu, nu, am depășit faza aia și să mă scuz și să mă apăr, încerc să văd lucrurile astea și să văd cum, cum merg să mai departe. Să vă înțelegeți mai bine și să mergeți mai departe. Băi, domnul vă cum, cum facem noi, totuși? Știți unde ați greșit? Cum fac să ex exprim chestia asta? Un discurs este unitatea dintre un text și un context. Dacă textul se înșurupează în context, ca un bec în dulia lui, da. dacă becul se aprinde, îl ai un discurs. Face sens. Dacă ele nu se pupă, nu e discurs, e doar un text. Da. Dumneavoastră a spus un text într-un context absolut impropriu. Glume proaste la publicul greșit. asta e. Ok. Și atunci, cum facem să ne asigurăm că putem să vorbim despre chestii deranjante? În alte contexte. În alte contexte. P Aia, da. Pentru că mi-a un prieten comediant foarte bun și a zis, bă, dar tu de ce... Tu de... Voi de ce puteți, voi comedianții? Voi de ce puteți să ziceți chestiile astea mult mai dur decât le-am zis eu? George, eu crez un context. Da. Să un anumit public care are anumite așteptări. Fiindcă vine acolo la stand-up comedy pentru un anumit lucru, da. nu pentru. Și aici venim iarăși la problema cu personajul și cutia în care îl băgăm pe la da. care vorbește acolo da. și oamenii își imaginează că tu ar trebui să fii într-un fel și. Acum ați înțeles ce vreau să vă spun da. de noastre când vă spuneam de opinia publică, este un balaur cu șapte, nu cu șapte capete, cu 70 de capete, de șapte ori de șaptezeci. Da, dar e. e e prea mult de dus. Adică dacă mai fac încă o greșeală din asta, cred că mai bine mă duc singur acasă, că nu mai duc. Trebuie să învățăm să gestionăm relația cu opinia publică, mai ales când ești persoană publică, cum sunteți dumneavoastră. Trebuie să învățăm și învățăm și din greșeli. de vă spun, manageria aia de care v-am vorbit, unul era întemeiase de patru ani o, o filarmonică și devenise brand mondial. Altul conducea nu știu ce fabrică de încălțăminte. Toți aveau succes extraordinar. Și au se să nu, nu le era frică de greșeală. Greșeala este o împlinești de a învăța, da. de a deveni mai buni. Nu e sfârșitul lumii. Vorba lui Cristionețiu, <coughs> zile trecute, zice, bă, George, dacă nici acum nu te mai reinventezi, nu știu când. Da. <coughs> Bună. Bună. E, azi, un, azi bine. e un prieten, da. Un, da, da, da. Uh, cred că mă înțelege că și el e în aceeași zodie semănăm un pic, suntem un pic mm. că mai avem momente din astea în care cum e peștele, când vine și zice da, n-am mai fost aici, nu? nu, 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 dar el a mai fost aici îl <laughs> tachinez bun uh, și totuși uh, în ediția asta aș vrea să mai vorbim de ceva simultan cu mine s-a mai întâmplat ceva același Consiliu Național de Combatere a Discriminării a trebuit să ia în serios nu un interviu în în nopții, ci un discurs în, cu public pregătit, cu o audiență, cu camere, cu un om politic care știa ce face acolo. Era în vizită nu, nu, nu oficială, dar nu știu altfel cum să-i spun, vizite lui Victor Orban de la Tujnath. Ați văzut uh, discursul? Da. Deci, ăla nu e un interviu în creier în de care trebuie să ocupe CNCD-ul. Da. Aștept să vedem ce o să facă cu ăla, că nici ăla nu este ușor, de, așa. Dar întrebarea este: dacă v-ați uitat la el, vi se pare greșit ce a zis Victor Orban? 100%? 90%? Nu, eu n-aș spune problema în termen de a mm. corect. Eu aș spune problema în termen de traducere culturală mm. a discursului. E o problemă de care nu m-am ocupat ani de zile. Și în 1995 am publicat un text, un articol pe tema asta, pe care l-am și preluat ca anexă la cursul meu de semiotică și comunicare interculturală. Mm. Pentru că este un exemplu foarte bun de incomunicare în între două culturi diferite. Noi și maghiarii avem două culturi politice diferite. Okay. De pildă, ca să vă dau un exemplu. Maghiarii au o cultură politică de sortinte germană, pentru care uh, drepturile colective sunt reale. Ok. Da. Uh, noi avem o cultură politică de sortinte franceză, în care doar individul individu este. Noțiunile generale sunt doar în capul nostru. Mm -hmm. Noi gândim. Există doar oameni. Ion, Gheorghe, Vasile, Marioara și Vasilica. Dar nu... Noi suntem în România când câștigăm la fotbal. Da, no... da. Noțiunea, de, noțiunea de om e în capul nostru. Uh -huh. Deci lucrurile generale sau universale și abstracte sunt în capul nostru. Pentru o altă paradigmă de gândire, lucrurile generale există în realitate. Iată de ce ei cer drepturi colective... Pentru minoritatea, nu sunt răi, n-au ceva cu noi. Nu. Așa gândesc. Dar e normal. Iar să... noi spunem, domnule, nu sunteți cetățenii români, nu sunteți egal în drepturi cu toți ceilalți cetățenii, noi gândim la nivel de individ, nu mm. la nivel de comunități. Iată, deci, da. v-am dat exemplu de conflict, care se poate instrumenta politic de către niște Nu Noi ne-ați ocupat de par partea de etnie, de relații. Uh... Da, da, am fost da. consilierul președintului Iescu și în. Pe probleme de structuri sociopolitice, dar inclusiv pe organizația ale etnilor. Și m-am studiat ani de zile problema asta. Acum, ca să vă spun un lucru, pentru unguri, care au fost un imperiu, partea ei, Un parte a imperiului, dar era un imperiu ostrongar, da? Ok. Bun. Pentru ei, când zic națiune, zic uh, ceva substat. Ok. Pentru noi românii a fi, când zici național, e, nu, e nivelul suprem. Noi zicem muzeul militar național. Păi pentru unguri ar fi o contracție în termen. Pentru că pentru ei națiune înseamnă etnie. Și atunci ar zice ce e aia, muzeul militar etnic. Ori militar, ori etnic. Sfânt, e, ei văd practic națiunea ca o piesă de Lego da, într-o chestie mai mare. Într-o chestie mai mare. Cum vădau și rușii. Unde la noi de, e toată piesa. Exact. Exact. Noi vedem de jos în sus și pentru noi nivelul național este ultimul la care putem aspira și dacă te-ai făcut afirmat la nivel național ești cineva. Nici nu-ți trebuie mai mult. De unde și vorba aia da. să fii fruntaș? La oraș. La tine sat? Decât codaj la oraș. La oraș. Deci, te-ai făcut. te făcut. La ruși era altfel. Uniunea Sovietică, Imperiu, le spunea republici ei vorbeau la nivel republican. Nu i-a lăsat niciodată să spună la nivel național. Pentru că și pentru ei, la fel, nu erau ei uh -huh. Erau, era, era, o republic. Deci în momentul în care Unguru spune, el nu spune arena națională, ar fi o aiureală în cap. -ul. El spune nep stadion. Stadionul poporului. Aha. El nu spune televiziune națională, el spune televiziune de stat. Nu înțelegeți ce spun? Am făcut studii, okay. m-am discutat cu intelectual, un și cu filologii chiar. Trebuie să recunosc că pentru că mi-am mi dat seama că există Am trăit între ei și eu n-am văzut păi așa. așa. Da, pentru că există un conflict de, de înțelegere a realității pe limbaje diferite. Oamenii ăștia... Deci când Orban a spus că el nu vrea o Europa multirasială ah, Rasist! El a vrut să spună etnic, a zis, a zis să nu mai spună național, fiindcă a înțeles că pentru noi națiunea e altceva. Ei tot timpul au spus despre noi și sub comunism că suntem stat multinațional. Și noi luăm foc. Cum multinațional din Uniunea Sovietică? Noi suntem stat națiune, stat național. Restul sunt minorități naționale. Da, adică națiuni. Ați înțeles confuzia? Pentru ei, ei sunt națiune în cadrul statului român. Ok. Asta e în limbajul lor. Și ăsta, ca să nu mai facă această confuzie, a zis rase. Și de aici a concluzia că a făcut un un discurs rasist. Ce înseamnă rasist? Anti-european. Deci vreau a, să vă rog, okay. da, nu avem discursul în față, dar dacă l-am -am analizat punct cu punct, aș putea să vă dovedesc că sunt peste tot, în două, trei locuri în care e pur și simplu un cum spun francezii, o greșită înțelegere o înțelegere greșită a ceea ce a vrut omul ăla, să spună. Ceea ce este el, într-adevăr, deosebit, dar nu este că ține la o, o puritate de tip etnic, el a zis rasial, tot așa, n-a fost inspirat, căuta un cuvânt să nu zică național. Puritate de tip etnic a, a, a Ungariei. Numai ca să este o și și au, un da, și au un Că ca discursul popor. nu s-a întâmplat în Ungaria, s-a da, întâmplat în, da, în secuime da, da. Uh, Dar eu vă spun că e o mare utopie. E n-a înțeles că mersul lumii e spre integrare Multirasială, multietnică, până familii una, multietnice. Până una alta, a fost unul dintre primii în Europa care a tras garduri și care a stăvilit uh, afluxul de migranți pe culoarul ăsta. Da. Și i-a forțat să ducă pe Mediterana, pe Grecia și prin alte părți. Au ajuns să ocolească Ungaria și prin Belarus, dacă e nevoie, spre Polonia, migranții. Deci, el este antimigraționist. Da. Dacă chestia asta este rasistă sau nu, aici apare -ă, discuția despre nuanța asta. Problema e dacă e în ton cu mersul vremii sau nu. Pentru că, dacă e împotriva mersului vremii, ești reacționar și periculos. Nu să știți de unde vin conflictele din Iran în în anii 70, când l-au dărmat pe Pahlavi Ariamer, șahinșahul Iranului, care era pro-occidental, era pro-american, bineînțeles, cumpăra avioane de la americani, să înarmă. A venit de la Paris din exil al Khomeini. Khomeini, care a declanșat revoluția musulmană în Iran. Un popor 80% analfabet care iau o pușcă în mână, aveau ca la și care au făcut ravații, au bun. Acești oameni au mers pe ideea lui Comeini că va instaura un stat bazat pe principiile Coram. organizării de la Meca ale lui Ali, ginerele lui Mahomet. Cu 1400 de ani în urmă, domnul Bunici, să întorci istoria, să crezi că poți întoarce evoluția istorică cu 14 secole în urmă, ca să faci tu pe, niște principii, niște idei fixe și niște niște valori, care vor fi din punct de vedere ontologic undeva fundament, dar, din punctul de vedere al evoluției istorice, nu mai au relevanță pentru generația actuală. Depinde ce vor femeile. Păi uite că femeile vor, avem un caz recent. Maxima Mini care uh, a fost uh, arestată de poliția moralității, sau cum îi spune, că nu purta corect hijabul, că da. îi se vedea o șuviță de păr nu știu cum, și a fost uh, bogat în dubă. Am văzut un interviu al unui văr de-a că acolo tăiat internetul, dat pentru uh, Sky News, dacă nu greșesc în care povestește că ajutați-ne, veniți în ajutorul nostru pentru că poliția pune presiune pe familie să nu se spună toată povestea, au fost torturată și a murit în secte de poliție deși poliția, autoritățile de la Teheran spun că au murit din sens. cauze naturale, da. fata. Deci, e clar că se vede acolo o mișcare împotriva acestei presiuni a, nu știu, hijab și perceptele astea destul de severe. E o severe. Culturală dominantă. Din păcate, între paradigme, cum am mai vorbit în podcastul dumneavoastră, între paradigme nu există dialog real. Există un dialog al surzilor. Pentru că nimeni nu poate să înțeleagă argumentele celuilalt. De ce? Argumentele tale sunt produsul axiomelor gândirii tale. Da. Argumentele mele sunt produsul altor axiome, ale mele. Uh -huh. Și de câte ori spui ceva, eu spun, ești copil, cum poți să spui așa ceva? Cât se o veni la cap. Și se lărgește falia. Se lărgește falia. Cu cât dialogăm mai mult, cu atât falia este mai mare. Asta a înțeles foarte bine Jonathan Schilly înainte de a părăsi România. Pentru cei mai tineri care nu știu, era ambasadorul Uniunii Europene la București înainte de în 1 ianuarie 2007, când noi am intrat în Uniunea Europeană și nu mai aveam nevoie de ambasadă a Uniunii Europene. Un om foarte iubit de români, apreciat, iubit, bătea țara împreună cu soția, cumpăra ceramică de Horezu, ceramică de Sucevița, peste tot se ducea. Șosete, parcă. Șosete de lână, da. Ii. Era fascinat. Dar știți ce spune când pleacă din România? România e o țară foarte ciudată. Cu cât o cunoști mai bine, cu atât o înțelegi mai puțin. Da. Păi asta e paradigma. E în altă paradigmă culturală. British. Okay. Ne-a ne cunoscut ani zile. S-a dus prin toate coclaurile. Nu ne înțelegea. Ne înțelegea tot mai puțin. Pentru că plecăm de la alte premize, de la altă percepție a timpului, de la altă percepție a spațiului, de la alt sens al vieții, de, de la pentru ce merită să trăim, alt sens al semenului, ce faci cu semenul tău, îl ajut sau îl instrumentalizezi, lucrurile astea sunt diferite față de, 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 de cultura lor. Ori, marea problemă a drepturilor omului, care conțin și egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, inclusiv a femeilor, este că aparțin dreptul omului sunt produsul paradigmei iudeo-creștine. Fără creștinism și mai ales fără reforma lui Luther, nu s-ar fi ajuns la drepturile omului. Adică trebuie să facem o pauză de respirație da. și să admitem că locul ăsta binecuvântat și înjurat în același timp, numit Europa, unde toată lumea vrea să vină, este rezultatul acestei civilizații iudeo-creștine. Absolut. Ne place sau nu ne place, ne considerăm atei sau nu, Biserica în centru, niște valori și cam de acolo am plecat. Da. Ce și fa... valoarea individului și a, a demnității lui adusă de protestantism. Da. Că până la Luther nu era treaba asta. Da. Era e dependent de biserică. Biserica spune, Evident. ai dreptate, n-ai dreptate, insistai, te ardea pe rug. Și chiar și biserica, deci, chiar, chiar tocmai biserica i-a dat până la urmă mai multe libertate. și I-a dat mai multă libertate tine. și s-a ajuns la drepturile omului care sunt ca o placentă în jurul individului care îl protejează în primul rând de abuzurile statului. Apropo de episodul din Iran, poliția care spune că a murit de moarte bună. Da. Statul a și fost numit de englezii Leviathan, Thomas Hobbes spune prima dată asta. E un monstru statul da. în raport cu individul. Trebuie să existe un sistem de protecție a individului împotriva abuzurilor. Și nu numai ale statului, ale bisericii, ale organizației, ale bărbatului față de femeie, da. ale părinților față de copil, da. că da există și drepturile copilului. Toate astea sunt o cucerire extraordinară civilizației. E, nu se prinde la în, în țările islamice, fiindcă sunt altă paradigma acolo. Și știți ce spun ei? O să ziceți cum spunea doamna Alina Mungiu într-o, i și spus când am întâlnit, zic că a spus numai lucruri false în interviul ăla cum se poate că asta nu suport eu disprețul pe care îl au pentru femei? Zic, vă înșelați. Au un respect foarte mare pentru femei. Și ce ne reproșează ei, nu? Că ne bat în joc de femei, o trimitem la muncă. Altă paradigmă. Altă paradigmă. Ei o de... respectă, o țin acasă. Da și nu. Și oferesc de tentațiile diavolului, satanei, pentru că dacă îi se vede șuvița de păr, părul este un element sexapil. Este un element sexual al și corpului. Și dintr-o dată simt corul feminist care vine și spune a, că sexualizăm până și șuvița de păr. Am sexualizat sânii, am sexualizat... Păi nu, că nu vorbim în paradigma noastră. În paradigma noastră ele au dreptate, feministele. Da. Vorbim de altă paradigmă. Nu se unde de păcăleala și mulți intelectuali dai noștri din paradigma eu de cruci, nu pricep lucrul ăsta. O auzeam pe doamna, pe doamna Alina Munciu. Noi am luptat, era cu, cu caricaturile daneze care luaseră peste picior pe Mahomet și pe Ali, vă dați seama. Demonstrații în lumea musulmană, biserici incendiate și dânsa făcea. E posibil, zice, noi am luptat sute de ani pentru libertatea de expresie și acolo să noi ai voie să spui nu înțelegeam un lucru că am luptat noi, nu ei. <laughs> Știți, bă, e visul, da. e visul tău, nu e visul meu. Mă uit la fetele alea care au ieșit la proteste în Teheran și prin uh, Iran. În Iran sunt proteste în, peste tot în momentul uh. ăsta. Și mă uit la ele că se vede clar că au părinți care s-au -au bucurat de libertatea în anii 70. Da, sunt copiii lor. Exact. Sunt în altă paradigmă. Da. În interior aceleași culturi. Iar ei au această problemă, aceste cart cultural cu cei care au rămas da, e foarte dificil. Partea veche. Mi-a un student al meu de la arhitectură, de, am predat uh, an de zile un curs de metodologia cercetării științifice în cercetare de marketing. Și era un masterat în intitulat obiectul de arhitectură, marketingul obiectului de arhitectură. Și nu niște tip foarte interesanți care făceau acolo, inclusiv un iranian. Care să naturalizase la noi, să căsătorise cu o româncă, dar să mai ducea din când în când în Iran, se spunea domnul profesor. Acolo sunt în cartiere întregi de un mare lux, da. de un mare, oameni civilizați, cu oameni visești, cu, cu palate, cu zice, care gândesc ca în Europa. Da. Au studii în Europa. Sau, au, sunt arhitecți, sunt artiști, sunt considerați străzători, sunt ținuți sub supraveghere nu au voie, li se ascultă telefoanele, asta e dictatura religioasă. Da. Nu. Deci, aveți dreptate, în această paradigmă dominantă, sub ea există o paradigmă dominată, care este o paradigmă de tip european, iudeo-creștin. Feme, femeile alea care vor să se dea cu ruj, da, ele face titacolo, parte din da. identitatea ei de femeie, dar din altă paradigmă. Da, identitatea se definește altfel în paradigmă. Exact. Și dând la o parte toate paradigmele, toate chestiile astea, până la urmă, ce contează? Cine suferă? Și până la urmă, cine aplică suferință cui? Cel care are putere. Exact. Și atunci, cei care vor să trăiască mai liber, ei nu pot aplica suferință celor care domină și atunci sunt ei cei care, care li se aplică această suferință, da? Ei sunt clase inferioară. De aceea, făcând, acum... Nu vreau să abuzez, să întorc înapoi discuția. La mine înțeleg mult mai bine de ce chiar și în societatea noastră, cu bunele ei, că suntem o societate europeană, femeile încă se simt că au anumite probleme și sunt tratate greșit. Pentru că avem și o paradigmă țărănească da. în spate. Care în unele părți a fost depășită, în altele nu. Da. Ia uite-o pe aia cum s-a boit. Ia uite-o pe aia lucutare. Ia uite-o uite cum s-a încălțat. Oane? Asta e da. nimic, dar Să ajungem la alea la care da, da, și ea așa cerut-o. Aia mi se pare, da, da. Aia mi se pare Cum a fost după violul de la vas lui. Aia mi se pare C că... Ea era de vină, băieții nu erau de vină. E normal, sunt băieți. Această toleranță față de, de umilirea unei femei și față de violență, pentru că e firesc, ea ce căuta pe acolo, dă da. ce avea minijup. Da. Dar ține de o paradigmă culturală premodernă. Cu toate astea, noi aici în Europa suntem o civilizație îndrăznesc să spun evoluată, pentru că noi am depășit aceste bolele copilăriei cu batista pe cap, baticul sau hijabul, că și la noi baticul era tot o formă de hijab. Era și o chestie culturală, dar și de identificarea femeii care e căsătorită sau nu la biserică. Da, da, pe era minte? un cod, un cod Cum era dacă Biserica Ortodoxă Română prelua puterea în țara noastră? Am fi avut batic obligatoriu? Nu pot să știu Vă sigur. Vă spun eu mai. că aveam. Întotdeauna este este odios amestecul între politică și religie, peste tot în lume. De aceea, modernitatea a venit cu ideea de stat secular. Statul despărțit de biserică. Biserica să bisericească și guvernul să guverneze. Cum spune Isus în Biblie? Dați cezarului ce al cezarului și al Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Sunt lucruri separate. Trebuie să ne amestecăm. Când întotdeauna o, o religie, deci o concepție despre lume cu instrument politic în mână, își impune propria concepție tuturor. Și atunci s-a terminat și cu libertatea. De nu gândire. neapărat concepție. Aș, 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 aș nuanța. Eu, eu nu cred că poți să forțezi pe cineva să creadă. Nu, dar nu mai poate să spună ce crede. Exact. Nu și mai poate face ritualul lui religios. Nu poți să forțezi pe cineva să creadă, dar poți să-l scoți dintr-o religie. Îi dărâm bisericile, cum a făcut Stalin în exact. Rusia. Dar nu poți introduce oamenii forțați într-o religie. Nu, nu ai cum. n -ai cum. Sens. Dar le poți impune cine nu spune ca paradigma. În comunismul românesc, paradigma dominantă era ateismul. Deci tu trebuia să arăți că nu crezi în Dumnezeu. Și atunci erai concordant cu clasa dominantă. Uh -huh. Tipa chestia devenit atât de cult încât oamenii au început să fie atei, numai ca să fie în ton, cum să, să fie la modă, uh -huh. și să fie în ton cu mai mari, puternicii zilei. Aia din poze de pe, pe -aia. Aia din poze. Erai cu ei. Făceai parte din aceeași... Ăla era grupul tău de referință, te identificai cu el, pentru că erau la putere. Da. Ăsta s-a întâmplat și în Republica Moldova, cu limba, îmi spuneau colegii mei, universitarii de la Chișinău Aici, la oraș, se vorbea rusește pentru că era limba considerată limba viitorului și limba uh, stăpânilor, limba ocupanților. Exact. Iar româna se vorbea la țară. Se vorbea așa îngălat și cu multe sunete mâncate, cu, uh -huh. cu mai mânca litere când scrii. Da, da, da. Și uh, ei, zice, ne simțeam, uh, ne simțeam prost când veneau părinții noștri la oraș și vorbeau, fiindcă ei nu știau rusă. Vorbeau românește, ei ziceau că vorbesc moldovenește da. și am tată, nu mai vorbi, lasă, vorbim acasă, pentru că se uitau ciudat, uite unul care vorbește. Deci, ca să vedeți cum e omul, Da. cât de mult contează cine are puterea, cine e la modă. Pe când în Imperiul Austro-Ungar se vorbea uh, ungurește, germană, română da. nu era limba dominantă în dar pe la tot felul de petreceri și de chestii genul ăsta, mai vorbeam cu furculision, mai încercam și o franceză că era mai uh -huh. fancy, ca să zic un cuvânt din franceză, între ghilimele. Deci, într-adevăr, ne dăm cu ce este cu vremurile și da, e cool. asta -i. Însă la partea de religie, niciuna din puterile care au ocupat pământul nu a reușit să combine, să oblige, să intervine cumva și să schimbe religia locului. Nu, no, absolut. Asta a înțeles turcii. Turcii n-au încercat niciodată să facă treaba asta. Alții au încercat. N-au reușit, dar s-a lăsat cu crime. Dar uite că creștinii turcii. au reușit chestia asta în, în America de Sud. Păi da, da, acolo se face prin evangelizare, nu se face cu sabianul. Păi și care e diferența? Au pucerit. Păi îi citești Biblia. Îi spui cine e mântuitorul. Le spui. Știți cum, cum a fost problema Pavel la Atena? S-a plimbat toată ziua prin, până să ajungă în Areopag. S-a plimbat prin Atena și a văzut zeci, dacă nu sute, de statui. Era plin. Și la un moment dat, statuia unui zeului necunoscut. Tot zei aveau cu o statuie și una era zeului necunoscut. Și să duce să strângă grecii în jurul lui și le spune așa. M-am plimbat prin Atena toată ziua, un oraș foarte frumos, ei încântați și un adevărat muzeu în aer liber și vai ce încântați și statui frumoase, da? dar am văzut una statuia zeului necunoscut da, da, avem și așa ceva e, am venit să vă vorbesc despre acest zeu necunoscut Isus Hristos le-a băgat în casă da, asta înseamnă să vorbești pe limba lor intri în reperele lor culturale Aha. și le vorbești de-aia spune la un moment dat cu grecul m-am făcut grec la Roma am vorbit ca romanii și așa mai departe. Pentru că trebuie să... Dar asta înseamnă să te pui în cultura respectivă. Ce înseamnă asta, domnul Unis? Trebuie să mă fac femeie. Cunoaștere. Femeile pot fi cunoscute dacă de bărbați, dacă avem răbdare. Așa este. Dacă nu plecăm cu suficiență la drum și sunt, sunt inferioare. Așa este. Că sunt prea emotive sau sunt prea... Nu. Dacă vrem să le cunoaștem cu adevărat, vom afla lucruri extraordinare despre femei și ele au șansa să ne cunoască pe noi. De regulă nu o facem și trecem da. unii pe lângă alții. Da, da trecem. Trecem da. în mare parte unii pe lângă alții. Aș, Iar, aș înclina să spun că suntem sinusoide și din când în când ne sincronizăm. Din când în când, da, intrăm în rezonanță, da. <laughs> Simon da, da. de de Bovar, da, a spus războiul sexelor. Pentru că dar nu este fericit este în o luptă. Sorat, nu? Sunt un om pe toate planurile. Sunt un soț fericit, un părinte fericit, un profesor fericit un profesionist fericit. Da. Pentru că peste tot am, am, parte de o poveste foarte frumoasă în care mă simt bine că trăiesc. Nu asta și putut trăi și în Iran? Cu o soție cu hijab? I don't know. <laughs> cu toată toleranța și toată știința. Nu, nu, n-am spus că nu. Am spus că nu știu. Exact. Pentru, Pentru că, că am această rezervă. Până nu sunt pus în situația respectivă, nu-mi place să... Acum s-ar putea să ridicăm câte o sprânceană, dar Cred că erau oameni buni și printre... Și acum adăugați aici o nație care a făcut niște nenorociri pe undeva. Nu? Da, eu știu. Și printre ăia și printre ăia da. Păi da, dar una este mulțimea, alta aia sunt indivizii. Indivizii izolați exact. pot fi... Exact. Da. Exact. Standardizarea sau uniformizarea nu, nu ne face bine. Și asta a, este iarăși o problemă, și asta ne aduce la un, o altă discuție. Uh, dar până să ne venim la problema actuală a Europei, pe care o lasăm pentru episodul următor, aș vrea să mai dăm o tură scurtă prin Rusia. Vedeți? Păi, haideți să luăm. Știți, că seriile astea se numesc serii cauzale. Cauză, efect, cauză, efect, cauză, efect. Da. Când ajunge în un moment dat, explodează. Da. Haideți să vedem. Ultima serie cauzală a fost în momentul în care ucrainienii au făcut contraofensiva. Uh -huh. Și-au recucerit niște teritorii cu de ruși. Da? Da. În momentul ăla, la Moscova s-a înțeles un lucru surprinzător. Că ei, de fapt, nu au armată, că au niște băieți care se îmbată, care o iau la fugă, au fugit, au rupt pământul, au lăsat pe câmpul de luptă tehnică militară, arme și muniții și că și-au luat... Și au dat seama că, de fapt, ei nu mai au o resursă umană și trebuie să mobilizeze. Bun, mobilizăm. Mobilizare parțială. A zis el, dar nu contează asta. Ca să mobilizezi, trebuie să legitimezi războiul. Că altfel nu, pentru ce chem? Și ca să mobilizeze. Asta au început să spună că e, de fapt, război de apărare. Cum inventezi treaba asta? Că tu te-ai dus peste alții. Și apare Putin cu acel discurs antioccidental în care spune așa. să atenți cât de precis era. Discurs plin de generalități vagi. Unii lideri ai unor state membre ale NATO s-au exprimat făcând aluzie la folosirea armei nucleare. Exact. Și vreau să vă spun că noi vom folosi orice mijloace avem la îndemână pentru a apăra integritatea teritorială a Rusiei și poporul nostru. Da. Deci e inventat pe ea. N-a da. spus cine. N-a zis cine. Și ce a spus. Ca să spună că noi, de fapt, ne apărăm. Și din momentul ăla, războiul a devenit legitim. Singurul război numai legitim din lume. Nu e o operație specială acum. Nu mai e. e da. un război de apărare. Singurul popor război legitim. Și atunci să poată merge. Numai că au greșit calculele, pentru că rușii au luat-o la fugă. Nu doar rușii au luat-o la fugă, bărbații au fugit către granițe, femeile au fugit în centru ca să ia Exact. <laughs> Fugiți voi din țară, că noi mergem acolo să putem Și la momentul la care nu noi înregistrăm, da. uh, suntem în timpul săptămânii, mai sunt câteva zile până în weekend, sunt curioși ce se mai întâmplă până atunci, dar am rămas fascinat de cum femeile au ieșit. Și am, și, am m-am uitat și am înțeles de ce. Am văzut câțiva analiști care spuneau chestia asta. Nu vor începe proteste în Rusia împotriva războiului până nu vor ieși mamele din nou femeie, facem neveste, ce facem și ne întoarcem da. tot la femeie și punem pe responsabilitatea să recalibreze societatea dacă e nevoie, în timp ce bărbații, spre 300 de mii la momentul registrării noastre bărbați... Adică exact cât vroia putin fugi, să mobilizeze. Nu, au fugit deja. Ați văzut imaginarea? Șiruri întregi lungi de bărbați cu trollerul după ei? Dar nu trebuie, <laughs> de, Incredibil. Da, mm. eu, eu nu cred că a mai fost vreodată un exod din Rusia de, de nivelul ăsta. Nu, dar dacă le spui să luptă pentru patrie, s-au schimbat vremurile și Putin nu știa asta. Putin și înțelepții din jurul lui, cu ghilimele de rigoare, uh, trăiesc în altă lume. Hmm. Ei trăiesc într-o bulă acolo, a lor, în care cred că au rămas. Uh, Ei confundă actuala generație de tineri capabili de luptă cu generația bunicilor lor. Da. Nu cu apărinților, cu abunicilor. Cu bunicilor. Ce era cu ea? Unu, într-un sistem totalitar, stalinismul. Când auzeai o frână pusă jos în stradă, înghețai, pentru că nu știe, e o volgă neagră. Dacă a venit să te ia pe tine sau pe bărbatul tău. Înghețau toți până trecea. Respirau și ușurați când auzeau că s-a dus la vecini. Deci, într-un sistem în care stai drepți, și nu îndrăznești să sufli în front, bineînțeles că s-au dus la război. Zeci de milioane au ajuns da, în Gulag. Zeci de milioane în Gulag. În sistemul de lagăre, care erau lagăre de exterminare prin muncă. Nu erau prin cuptoare, ca la naziști, era prin muncă. Munceai până când murei, crăpai. Bun. stați că n-am terminat. Da. Zice, zice. Țineți minte ce ați vrut să spuneți. Deci am sistem totalitar. Nu îndrăznești să miști în front. Doi. Era totuși un război de apărare. Hitler intrase peste ei. Da. Ei nu spun uh, nici acum al doilea război mondial, cum spunem noi. Ei spun marile război pentru apărarea patriei. Aha. Așa a, ajut, a rămas în. Păi de -au și paradele alea da. pe 9 mai, nu? Și, apără, și au E pacea obținută în apărarea patriei. Da. Eu, acolo e un eroism extraordinar și aproape mistic. Deci a rămas ei, ei în. Cred că au salvat planeta. Acolo. Da. În mentalul lor colectiv și-au apărat patria și mină asta toată planeta. Deci, e justificat. Trei. Nu exista uh, polarizarea asta îngrozitoare între guvernații și guvernații. Acum există. După 1990 s-a căscat o părpastie între bogați și săraci. E o polarizare îngrozitoare de din punct de vedere. Unii sunt aia cu iacturile și cu hotelurile pe coasta de azur și alții sunt n-au ce mânca. Și gândiți-vă la alea de la marginea Rusiei. Eh, treaba asta a dus și la o, o polarizare mm -hmm. între guvernați și guvernați. E o prăpastie acolo. Și o să mă duc să lupt, să mor pentru Palatul lui Putin? Pe... Și atunci încep să aibă aceste reacții care la un moment dat sunt, dar dreptul cetățenești. Să zicem că e un fel de patriotism civic. Nu mai e patriotismul ăla etnic, național, mama Rusia. Deci e o revoltă da. prin inacțiune. Da. E revoltă împotriva unei clase de jefuitori, niște, cum spunea Tudor Vladimirescu, țara nu, țara este norodul, nu tagma jefuitorilor. Deci este revoltă împotriva unei tacme de jefuitori care au jefuit țara. Nu știu câte lume urmărește în mai de aproape chestia asta, în ultimii doi ani am încercat să înțeleg mai mult, dar din ce citesc, spre exemplu, controlul lui Putin a ajuns atât de puternic încât a forțat inclusiv schimbarea guvernatorilor din toate regiunile și a parașutat de la, de la centru oameni care să-i controleze pe ce, inclusiv pe cei votați la nivel local, pentru că sunt o fel de e o federație, dar mai multe republici, dar Deci el conteste rezultatele alegerilor locale. Nu, le ignoră. Le adică ignoră. voi puteți să vă alegeți pe cine vreți voi, dar ea răspund în fața unor uh, uh, de mei. Camarii la lui. Da. Și a, a creat structuri peste o, o structuri și într adevăr este un, este un o lesă strânsă scurt, și foarte strâns. Iar ei sunt plătiți într-un fel foarte ciudat. Sunt lăsați să facă ce vor, adică da. să fie corupți. Da. Și așa își aș fac treaba cam cum făceau domnii fanarioți în țările române. O mare parte a lor. Cam asta fac guvernatorii de guvernii. Da. Cine a văzut filmul, cine nu l-a văzut, îl rog să-l caute pe internet, pe Netflix, nu știu, Leviathan. E un film rusesc contemporan. Te cutremuri. Îți dai seama ce se poate întâmpla la marginile Imperiului Rus. Cât abuz de putere, cum vin și îți iau pământul de sub tine, casa ta, da. pe care o ai de la înaintașii tăi, pentru că e un baron de local care are pile până la Moscova. Deci nu poți să lupți nici cu justiția, nici cu nimic împotriva lor. Ăsta e leviatanul. Acel monstru. Care uh, calcă în picioare da. destinul unui da, individ. Da, cu toate astea, uh, mi-ar plăcea să călătoresc că Rusia, pentru că este o țară uriașă și foarte frumoasă. Și uh, am văzut în uh, pregătirea interviului de astăzi, m-am uitat un pic să văd care mai treabă pe acolo. Oamenii din regiunile astea mai puțin cunoscute, în afară orașelor mari, că Rusia pe care o vedem nu este Moscova, St. Da, Petersburg, okay, da. dar sunt oamenii din Rusia profundă. Și ne-europeană. Și ne-europeană. Oameni care sunt foarte muncitori și foarte rezistenți, foarte adaptabili. M-am văzut, pe exemplu, un tip care și-a făcut fabrică de cuie, că nu mai veneau cuie de afară și s-a apucat el, a cumpărat o mașină de făcut cuie din China, s-a apucat să facă cuie și a zis că el, el, nu le aranjează restricțiile și sancțiunile europene, el se descurcă, că ce să facă, cum așteptăm? Na, ne vedem de treabă. Și întotdeauna te uiți la oamenii ăia și te recunoști cumva în ei, adică recunoști și pe ai tăi în ei, la nivelul ăla de jos, cu toții suferim. Minunată idee. Am găsit ideea asta de care spuneți dumneavoastră într-un film epocal. Pentru mine e cel mai important film pe care l-am văzut. L-am văzut de vreo 14 ori. Sper să nu râdă nimeni de mine. De 14 l-am văzut și l-aș vedea și acum, pe loc. Care? Siberiada. Aha. E făcut de Andrei uh, Concealovski, Andrei Mihalkov Konchalovsky fratele mai mare al lui Nikita Mihalkov, regizorul, care um, face un film de patru ore. Siberiada și jos subtitlu. Poem cinematografic. Patru ore nu te saturi de frumusețe. Da. Cât de frumoasă e țara e asta. superbă. Acțiunea este în Siberia, într-un sătuc numit Elan. Un sătuc de câteva case, familie, acolo pe malul unui, unui râu Cu ce credeți că începe? Cu un bătrân care taie lemne, taie copaci de aia, mici de 10-20 de metri, îi culcă, îi taie și face un drum din lemn. Și ce făcea el? Ce a făcut ăsta cu fabrica de cuie? Și făcea singur un drum de ieșire de acolo în lumea largă, fiindcă îl sufoca mm. să trăiască toată viața în sătucul ăla. Da. Și este prima generație de om revoltat, om care se revoltă împotriva condiției lui și vrea să schimbe ceva. Care credeți că era direcția? Steaua Nordului. Altceva nu știa. Știa că trebuie să țină steaua nordului și face drumul. E, până la urmă vine Revoluția Bolșevică. Până la vine al doilea război mondial. Deci primul război mondial, Revoluția Bolșevică, al doilea război mondial. Generație după generație să schimbă, nu știu ce, să ajunge la, la generația contemporană cu Nikita Mikhalkov în rol principal, care face rolul vieții lui acolo. E ceva fabulos. Și până la urmă știți cum se termină? Cu imaginea aceea unui drum, prin, prin taiga și stea nordului clipind acolo ca în yes, filmă. Filmul să termină cu această speranță. Uh -huh. Că există o speranță totuși pentru poporul rus, dar trebuie astfel de oameni care iau toporul și ca în mână și încep să stai singuri. Nu aștepți de la autorități. Fiindcă toată povestea asta pe generații, pe 4-5 generații de oameni din satul Elan arată că ă, structurile poliției nu fac nimic pentru oameni. Asta era lecția. Păi nu știu, ok, să... Asta înseamnă. e Siberia, de fapt. Este epopea da. unei, un, unui stat care nu face nimic pentru oamenii lui. Și de-aia se urcă în toate avioanele care pleacă, au inundat Georgia, da. Tajikistanul, da. da. Kazahstanul. Da. Da. A ieșit președintele din Kazakhstan să vorbească despre refugiații ruși. Pauză de respirație. Da, nu primește refugiați din Rusia. Dar. Mai rămâne să zică Kadirov, că a primit și el. Popor chinuit. Este unul dintre popoarele care au suferit cel mai mult în istorie. După ce plece la Siberiada, a ajuns să spui, măi, poporul s-a suferit atât de mult. Parcă ar merita să... Nu, oamenii nu înțeleg cât de mult au suferit rușii. Eram, am fost furios pe ei că nu au reacționat până acum din cauză că Putin a luat decizia de a invada Ucraina. Am văzut imagini, inclusiv cu fete tinere, întrebate ce păreau despre războiul ăsta, n-a început să le deranjeze până nu au aflat că iubiții lor vor fi duși la război. Și este foarte ușor de la distanță să zici, ia uite mă ce insensibil pe ruși. Da. Dar peste vară mi-am făcut timp și l-am citit pe Soljenițăn, cu Arhipa la Gugulag. Mi s-a schimbat toată da, paradigma. Am văzut care sunt mijloacele de control, sunt fabuloase. Eu cred control că... psihologic, control da. este, ideologic. Eu, eu cred că este deja în ADN-ul lor obediență. Da. Este o cultură a obedienței, a supunerii față de autoritate, ceva ce părinții noștri n-au avut față de comunism. Și mai, la mai noi, la noi nu apucase să se înțelenească da. nici măcar pe sfert față de ce a fost acolo și ce au făcut. Nici măcar n-apucaseră naziștii să înceapă cu evreii, că bătuseră toate recordurile rușii în gulag. Au început mult înainte de, de lagările naziste cu, Știți cu, ce cu Grossman în Homo Sovieticus? Zice că ajunseseră în așa fel încât atunci când s-a aresta era arestat un vecin, rușii spuneau a făcut el ceva. Exact. Altfel n-avea cum să-l aresteze. De unde venea asta? Zice el, dintr-o credință ancestrală în imanența dreptății. Există o dreptate imanentă. N-are cum să da. pățească cineva ceva dacă n-a făcut ceva. Da. Vedeți ce înseamnă niște axiome de-astea de, de paradigmă de care vorbeam, niște credințe de-astea, uneori conștientizate, alteori neconștientizate, dar pe care stă gândirea lor. Și cum să-i schimbă ăștia să-i faci popor democratic, cu dezbateri, cu argumente raționale, cu ascultarea celuilalt, ascultarea activă. Adică să vezi de ce spune asta și care sunt rațiunile lui, motivațiile lui. N-ai cum. Zeci de ani, rusul de rând nu a știut de Gulag. La un moment dat s-a dus Tolstoi acolo, un copil uh, și-a făcut curaj, i-a spus adevărul, copilul a fost omorât, cel puțin așa spune uh, Soljenință în carte, și Tolstoi s-a dus și a spus că totul e în regulă. Bine, mulți au fost păcăriți. Panaeti Strati este unul dintre puțini, scritorul nostru, este unul dintre puținii oameni de stânga din Europa care s-au dus acolo și au venit și au spus că e păcăleală. Pentru că ei făceau, o... chemau oameni de stânga din Europa să-i da. convingă că acolo este da. țara viitorului, țara socialismului. Că socialismul da, a... e, e ce trebuie. Da, raiul pe pământ. Și el a simțit de ce? Scritorul din el s-a dus, a scăpat de supraveghere și s-a dus și a intrat în casele oamenilor și a vorbit cu ei. Și a văzut cum trăiau 4-5 familii într-un apartament. Bucătărie comună, baie comună. Și, mai zis, și atunci și-a dat seama, nu e în regulă. Solginin îmi povestește cum la un moment dat, la, la, niște vizite de genul ăsta, oamenii care au scoși la muncă în chiloți, că n aveau nici măcar haine în frigola de acolo, condițiile de muncă, nu. Nu, nu, Las pe cine vrea să citească, să, să, să intre în poveste. Dar a ajuns mai devreme un musafir din ăsta, de rang înalt care trebuia să vadă că e totul bine. Și a apucat să-i vadă. Era, era cât pații să-i vadă, i-a pus pe burtă pe toți și a ascuns cât a trecut. Și el a spus că care se ridică, e împușcat. Adică... Da, vedeți, asta este istoria lor politică. Și atunci trebuie să le înțelegi și psihologia, să înțelegi și faptul că nu știu Chiar nu știu. E o cenzură a informației extraordinară. Dar chiar și așa. Iar cei care știu ceva da, n-au curajul să vorbească. Fiindcă exact. vorba dumneavoastră, sunt bușcați, pe rog. Exact. Cine se ridică. E alea de la proteste cu oameni bătuți și luați pe sus n-ar fi acceptate în nicio democrație, niciun fel de altă țară. Am văzut ceva similar, din păcate, la Barcelona, acum câțiva ani, când Barcelona a vrut să-și declare autonomia. Sí. Și Madridul a trimis uh, poliție, gări speciale, mascați, uh -huh. și bătea și târa pe Și târa o femeie în vârstă cu capul care făcea așa pe Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă o putere eh, abuzivă și puterea unui stat de con conquistadori. care au. Atunci am realizat ce înseamnă cu adevărat eh, spaniolitatea. Adică, a fi spaniol. Nu degeaba li s-au spus ceritorii au cucerit un continent întreg. Portughezii nu au fost așa, sunt altfel. Toți cei da. care au fost, colonia da. portugheză, spun nu. Ne-au civilizat, au lăsat ceva în urmă. Da. Și-au lăsat o amintire frumoasă. Da, e, da. E, catalanii nu vor să. Ei de sunt împotriva Madridului. Pentru că ei simt așa. Simt ca unii o sămânță de imperialism. Ce se mai zici de baști? la fel. Să, vo să vor, ei sunt alt, altă cultură, sunt altă uh, nu, nu vor cu Madridul, pentru că Madridul este abuziv, e opresiv și foarte dictatorial dar știți? L-au avut pe Franco până la urmă adică exact. trebuie să înțelegi. au avut și ei dictatorul lor da. da. Dar până din câte am citit eu despre Basci, principalul motiv pentru care au pus atâtea bombe și au avut atâtea atentate teroriste a fost unul singur nu li s-a permis să folosească limba. Da, nu putea să le permită. Franco a fost împotriva Uite, în Barcelona se poate. Ai limba catalană. Păi da, dar asta după moartea lui Franco, după 1975. Exact. Până în 1975, acolo nu se putea. Exact. Dar în Iar Rusia... la Madrid nu puteai să angajezi nici femeie de serviciu, o femeie care era catalană. Dar în Rusia? Păi bă, celeași fenomene, dar în alți termeni culturali. Deci de-aia vă spun. Lupta care se duce acum în Ucrania este o luptă între civilizația democratică, mentalul și imaginarul democratic, și mentalul și imaginarul dictatorial, autoritar, de putere. Asta nu înseamnă că unii sunt albi și unii sunt negri. Nu. No, dar ai de ales totuși. Pentru ce? Are? Pentru democrație sau pentru dictatură? Corect. Însă, am promis că o să atingem un pic și... Domnul Bugniș, ca să fie clar, că nu suntem copii. Există și dictaturi plauzibile, cum au fost dictatura lui Franco. Franco a lăsat Spania a cincea putere industrială a Europei, ca să fie clar. Uh -huh. Foarte o societate ordonată, da. corectă. Da. Pe fondul unei credințe de tip catolic, foarte disciplinată conceptual și moral. Adică Ei au avut și închiziția. Uh -huh. Să nu uităm. Uh -huh. Deci sunt, există o anumită tradiție acolo. După cum există democrații deplorabile. Care? <laughs> nu vă mai dau exemple. Ba, da, dați care, da, da, care, care Care vi se pare democrația deplorabilă la momentul? O, orice democrație care permite corupția. Și permite e, e, revolta poporului împotriva propriilor guvernanți. Aia nu e o democrație. Dar, dar Ungaria ce e până la urmă? Pentru că de la Bruxelles se spune că este o autocrație funcțională. E, o, e autocrație electorală în sensul că așa vor poporul. E ales. Deci n-ai cum să le spui. Băi, voi nu, nu ați venit pe cale legitimă. Uite, și, și rușii la fel. Ei l-au votat pe Putin, de da. Și atunci sunt, e autocrație electorală. Dacă poporul asta vrea nu prea poți să te bași peste treaba asta, că atunci înseamnă că încalci principalul principiu al, al democrației, voința poporului. Da. Bine, sunt, suntem, eu sunt curios cu ce, ce urmează să întâmple în Ucraina. Mă, mă, sperie gândul că vor ajunge totuși niște sute de mii de ruși, mai mult sau mai puțin treji, mai mulți sau mai puțin echipați. Nu știu dacă ați văzut filmulețele cu ei, ce arme li se dau și așa mai departe. Pentru că ucrainenii sunt bine înarmați, motivați și ce o să iasă acolo, cred că o să fie roșu pe uh, Criboirog, pe, pe râu. Sper să nu se ajungă acolo. Sper că se va întâmpla ceva care va opri trimiterea rușilor nevinovați și neinstruiți uh, în prima linie. Adică? Nu știu, o răspunare de regim, un... O defecțiune de natură tehnică. Se trezește șoi într-o dimineață și. A, și spune șeful, nu avem domnul cu ce să-i ducem acolo. Nu mai avem camioane. Nu mai avem motorină pentru camioane. Ceva Putin, tehnic. Putin. Am văzut camioane de 80 de ani vechime care sunt trimise pe, da, pe front. Da, zisurile alea. Da. E rău, 80 da. de ani. Da. Sunt făcute în fabricile de armă din, din Ucraina. Da. Din timpul războiului. Da. al doilea mondial era industria uh, de război. Da. Și se făceau camioanele alea pentru război. Le au și acum. Rușii le au și le, le, trimite înapoi în Ucraina. Le trimite înapoi, cum ar fi. da, da. La fel cum se pare că și uh, Moscova, știți, vasul de război rusesc, a, -a, care arită, a, a fost făcut în Ucraina. Da, ucranienii l-au bombardat. Noi l-am făcut, noi vi l-am <laughs> Eu te fac, eu, eu te-am eu te omor. <laughs> Dar asta nu înseamnă că, încă o dată, e albă sau neagră. Și ne facem datoria un pic așa, dacă sunteți de acord, atingem un pic și discursul, acel discurs, vorba vine discurs, afirmațiile lui Andrei Marga. Știți ce mă deranjează pe mine la cazul Andrei Marga? Ipocrizia asta și uh, aflatul treabă a unora care n-au nicio. Uh, uh, n-au -au nicio. treabă cu, cu casul. Deci, Andrei Marga, 1. nu mai este un politic. A okay. fost ambasador, a fost ministru de externe, a fost ministru al educației. A fost membru al unui partid de, și de nu guvernament. Numai. Și nu numai. Are da. un parcurs profesional? Păi nu, n-am ajuns acolo. Vorbesc de Politică. Nu mai e un politic. A fost, dar nu mai e. Da. În schimb, este un mare gânditor. Un om de formație germană, care citește germană de când este mic, care a făcut studii în Germania, care are o carte în polirom, Viața și opera lui Jürgen Habermas. Un mare gânditor care e atât de complicat încât nici nu poate fi tradus în alte limbi. Eu am vorbit cu doamna Janina Ianoșe, care a tradus uh, cartea lui Habermas în română, Sfera publică și transformările structurale. Și spunea, domnul Borțun, am citit textele, traducerile în franceză, în, în uh, uh, engleză, în, uh, în uh, rusă și nu știu mai ce limbă. ea E poliglot. Dice și mi-am dat seama ca să pot să înțeleg ce vrea să spună cu termenul public, pe care îl folosește în 17 sensuri diferite. Și am făcut mai multe lecturi. Zice, la francez e dezastru. Unde nu puteau să traducă, băgau croșete. Adică parantezele la drepte cu trei puncte între ele. Adică aici a fost un text, dar nu mai De ce? Nu-l puteau traduce. Vă dați seama cât e de complicat? Andrei Marga este specialist în Habermas. Acum înțelegeți ce om e, ce minte mm. luminată. Și acest om vine și spune un adevăr istoric. S și sare uh, ministrul de externe al României, domnul Maurescu, care își permite să spună așa afirmațiile domnului Andrei Marga sunt inacceptabile. Serios? Dar cine ești tu să spui că e inacceptabil? Tu te ridici la nivelul... Ai niște studii de drept. Tu te ridici, ai o, o licență, o diplomă. Tu te ridici la nivelul lui Marga să-i spui tu că e inacceptabil ce a spus ăla? Păi nu, dar din punct de vedere politic. Dar el e om politic? Deci din două una, domnul Bunici. Ori este om politic și atunci tu, ca ministru de externă, îi atrage atenția că nu reprezintă poziția statului român, pentru că el e om politic, ori nu e om politic și atunci stai, stai în banca ta. De ce? Pentru că tu nu ai nivelul academic ca Andrei Marga. Da, da, care... Nu, 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 ai legitimitatea să spui, nu ai autoritatea morală, autoritatea cognitivă, autoritatea intelectuală, să-i spui unui om ca Andrei Marga că este inacceptabil să spună ce a spus el. Cum adică inacceptabil? Din punct de vedere academic, nu ai calitatea să domn, o spui. Domn profesor Din punct de vedere politic, ăla nu e un politic. Ați înțeles unde e problema? Eu înțeleg unde e problema și sunt, tin să vă dau dreptate, dar trăim vremuri în care nu mai contează cine ești și ce ai făcut, dacă ce ai spus tu nu se potrivește, ești, e motiv de anulare. Și, păi cum stăm cu dreptul la libera exprimare? Păi nu știu, spuneți noastră. Păi trebuie lăsat să spună. Trebuie, mai ales dacă este o, o autoritate academică. Cum adică? Oricine poate să spună pără. Dacă e persoană publică, vezi și tu ce calificare are. Păi un Andrei Marga trebuie să aibă cine, să țină cont de cenzura lui, lui Aurescu? Scuzați-mă. <gură> deci putem fi de acord că există oameni care pe baza experienței lor pot să spună chestii? Orice om poate să spună chestii, dar cu atât mai mult când este un om pregătit în domeniul respectiv. Ok nu-și dă cu părerea după ureche, nu cântă după ureche, cântă după partitură. E un om citit, care o viață întreagă n-a făcut așa decât să citească și să scrie. Are un teanc de, de, cărți operare. Problema e cu oamenii de felul ăsta e că nu au prins curajul dumneavoastră să mai iasă să vorbească în piața publică. Încep să vorbească doar pe aici, pe acolo. Și, da, și Andrei Marga a spus-o la o lansare de carte la un o de carte de la Cluj. Da. da. Deci nu au... El a mai publicat în ultimul timp niște articole, părerea mea cam naționaliste și suveraniste, așa, adică țăvna să ță nu ne dea nouă alții lecții, care este contraproductivă, după părerea mea. Și acolo nu eram de acord. Pentru că nu momentul? De. Nu, pentru că nu, nu e epoca. Trăim într-o epoca integrării supranaționale. Una dintre afirmații... Și trebuie să ne integrăm, să învățăm să ne integrăm, nu să facem Că ne putea, ori ne pute, ori ne parfum. Una dintre afirmațiile lui este că Ucraina nu este în niște granițe cum era, naturale sau care era. Firma. Da, nu sunt în granițele firești. Așa. Da. Bine, acum, poate nici România nu e în niște granițe firești. Și noi am. Dacă ar fi da, să ce facem. Nu mai în granițe firești. Ne-am mai vorbit despre chestia asta. Dacă fiecare țară s-ar întoarce la versiunea ei mare, n ar mai da, trebui trei planete. Da. El a făcut o legătură între între această situație și război și nu cred că poate fi o legătură e, cauzală. Pentru că războiul are alte cauze și alte motivații la nivel de Moscova. Nu are legătură cu teritoriile. Decât cu Ucraina. Cu Crimea, scuzați. Cu Crimea. Crimea, da. Este unul dintre teritoriile luate în vremea Imperiului Sovietic date cadou de Khrushchev țării lui de proveniență și, bun. Dar dacă pui problema că nu este legitimă uh, apartenența Crimei la Ucraina, poți să spui după același criteriu că nu este legitimă nici apartenența Galiției, nici apartenența Ucrainei subcarpatice și nici apartenența Bucovinei și a buceagului. Bugeagul este sudul Republicii Moldova acolo, cu ieșire la mare. Cahulul. Da, Cahulul. Asta erau ale Basarabiei, ale Republicii Moldova. Exact. Deci, toate lucrurile astea o să rediscută, ori nu să rediscută, pentru că atunci explodează păi, toată Europa. Vrea și Tirolul de Sud, autonomie. Și Alsacea și Lorena. <gă> și Alsacea și Lorena. Și mai bine, lăsăm așa. Sigur că e, dar din punct de politic. Ori Andrei Marga nu e un politic. Poți să spună ce vrea. Adevărul că ar trebui să mai avem câte un om de felul ăsta care să ne provoace și să ne dea de gândit, ca să Uite, avem și să provoace discuții. spate. Exact. Tinerii noștri, spectatori ca noi, acum, cum ar fi aflat ei despre aceste teritorii dacă nu vorbea Andrei Marga. Iar da. noi comentam. Dar poate și au luat câteva notițe și mai citesc câte ceva pe lângă discuția Asta că da. poate nu-i de, nu de ajuns. Poate sigur nu-i de ajuns. Dar le-am dat uh, semnal. Sunt tare bucuros că suntem urmăriți. Ca de obicei, le mulțumim celor care ne urmăresc și ne ascultă. Suntem disponibili și în format audio. Cât avem tura asta? La cât ne-am ajuns? O să zic că e prea puțin. Cât are? Doar o oră jumate. Nu e o problemă că mai facem încă unul. Și să-l dăm mai devreme pentru membrii, că trebuie să-i motivăm cumva să se aboneze, să ne susțină pe canal aici, că trebuie să producem din ceva e recesiune. în episodul următor cu domnul profesor Borțun intenționăm să vorbim despre Europa. Și despre, doamna noastră, uh, șefa de la, de, de la Italia. Da. De pe dreapta sau de pe extrema dreapta? Despre Suedia, despre dreapta sau extremă, Este extremă sau e doar dreaptă? Și de, e o, și de unde vine? Da. Povestim mai multe în episodul următor, încă o dată mulțumesc, domnul profesor Borțon, pentru acest episod și vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Și, ca de obicei, vă încurajez să apăsați pe butoanele alea, apăsați pe like, pe share, dați cu subscribe și abonați-vă. Abonați-vă pentru că eu cred că merită. Dacă ați stat aici până la final, sigur merită să susțineți uh, aceste, această muncă și timpul nostru în folosul vostru. Cam atât. A, ah, și apropo, tricou de pe mine, să nu uiți să fac plasare, tricou de pe mine este de pe gb.ro. Asta e product placement? Ce? Să dau... Nu, da, trebuie să fac un product placement. Avem magazin. Așa, fac un product. Nu, 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 las că le zic eu. Și dacă intrați pe gb.ro, avem produse noi nouțe. Nu o să vă vine să credeți. Am băgat marfă nouă la magazin. Veniți să vă luați cablu și prelungitoare. Trebuie deci să ne finanțăm din ceva. Știți că e recesiunea? ați auzit? Ați auzit ce, se pă ce pățește leu asta? Avem de vorbit. În episodul următor, așadar, vorbim despre criză, vorbim despre alegeri și despre migrație. Nu o să vă vine să credeți, dar au legătură toate între ele. Nu o să vă vine să credeți. Bine, cam atât. Până data viitoare, însă, ca de obicei, să vă fie numai bine.